Este în legătură telefonică directă cu noi jurnalistul Cătălin Antohe, redactor șef Cetățeanul.net. Cătălin este primul care a dezvăluit situația de la Spitalul Pantelimon. Bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum ți se pare că evoluează cazul? E o discuție foarte amplă care a trezit foarte multe comentarii, inclusiv în rândul populației, pentru că e o chestiune care ne afectează pe toți. Se vorbește deja, văd care este opinia generală a oamenilor, că se încearcă o mușamalizare a acestui caz și se încearcă pasarea vine dintr-o parte în alta, ceea ce nu e niciodată un lucru bun. Se duce la o confuzie totală. Da, se întâmplă această încercare de mușamalizare din mai multe unghiuri. În primul rând, am citit cu atenție comunicatul societății profesioniștilor în anestezie. Ce nu se explică acolo este următorul lucru. Nu am competența să contest ceea ce scriu dumnealor acolo, evident, o pot face doar alți medici anesteziști. Dar de ce, dacă ai o conduită corectă, corect medicală, să nu înscrii aceste schimbări de tratament în fișele de observație? Și apoi să ascunzi acest lucru, atât spitalul, cât și Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, da? Să spui în permanență, nu s-a scăzut doza de noradrenalină, nu s-au provocat decese din această cauză. Al doilea motiv de îngrijorare pe care l-am provine din numirea pe care a făcut-o ministrul Rafila în funcția de manager interimar al Spitalului Pantelimon, domnul dr. Jitianu. Domnul dr. Jitianu, nu mă iau după faptul că lumea de acolo susține că este un apropiat al fostei conduceri, da? Dar mă uit că dumnealui, alături de toți ceilalți medici, ăsta e un element subiectiv, au semnat că presa face parte dintr-un grup infracțional organizat, este unul dintre semnatari, da? Și pe de altă parte, vreau să vă mai spun ceva. Există un dosar, am mai vorbit despre el, la Direcția Națională Anticorupție, care privește rețele uriașe de fraudă și de spălare a banilor la Pantelimon și la alte spitale. Unul dintre aspectele care este vizat în acea anchetă a DNA-ului este achiziționarea unui aparat de sterilizare cu plasmă cu o sumă semnificativă la solicitarea domnului dr. Jitianu, actualul manager interimar. Aparat, am și o poză că e scos din priză, nu a funcționat, nu a fost pus în funcțiune niciodată. Acesta este un element din dosarul ADNA. Trebuie însă să spunem că dosarul ADNA, care a pornit de 2 ani de zile și care ar fi putut duce la destructurarea rețelei mafiote din jurul Spitalului Pantelimon și altor spitale, a rămas îngropat în sertarul procurorului Dan Manole de la secția a doua. Și facem un apel la procurorul general, la procurorul șef al DDA sau la oricine poate lua situația în mâini și chiar la procurorul Dan Manole să deselenească acest dosar ca să aflăm ce se întâmplă cu adevărat în sistemul sanitar românesc. Da, nu e doar... lucru. Încă se cercetează. Nu, acum un an de zile acest dosar era foarte documentat. Se întocmiseră desenele de fraudă, desenele care arătau sistemele de spălare ale banilor. Înregistrări audio-video făcute de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție, pilaje. Unde sunt toate acestea? Cum a putut acest dosar să rămână doar irem de un an de zile? De un an de zile nu s-a mai mișcat practic nimic în el. Spre deosebire de acel dosar, vedem că totuși lucrurile s-au mișcat în acest dosar. Poate că multă lume nu se aștepta, pentru că asta e partea a doua. Tu ai lansat informația acum ceva timp, deci nu e ca și cum totul ar fi pornit în ultimele zile. Ai prezentat prima dată cazul, dacă nu mă înșel, în aprilie sau în mai? Da, pe 10 aprilie a fost articolul Omoruri în serie la Pantelimon cu semnul întrebării. Și de acolo au început discuțiile, dar nimeni poate nu s-a așteptat atunci că se va ajunge la asta, pentru că inclusiv în momentul respectiv erau deja comentarii că da, domnule, știm că se acoperă unii pe alții. Păi cum să se ducă acest caz mai departe dacă Ministerul Sănătății a făcut un simulacru de control
pentru că am dovedit deja că nu a fost corpul de control acolo, ci o simplă anchetă administrativă. Dacă apoi Colegiul Medicilor de la București a concluzionat că nu s-a întâmplat nimic rău la Pantelimon, deși nu audiaseră asistentele, că nici nu aveau voie, și am întrebat-o atunci pe doamna Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor București, cum își poate permite să scoată asemenea concluzii cu valoare absolută, că nu s-a întâmplat nimic. Și am întrebat-o ușor ironic tot atunci, de ce nu trimite acest raport la parchet ca să închidă parchetul, dosarul. Uite că procurorul Naș, de la, numele lui e Naș, sunt sigur de asta, de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, s-a mișcat cu adevărat profesionist și a făcut o anchetă la care, recunosc sincer, eu nu mă așteptam să se mai finalizeze. Apropo de această anchetă, vedem că o altă tendință, mă rog, probabil din dorința de obiectivitate, nu-i așa, că toată lumea își dorește asta, deja se spune că, domnule, procurorii nu au nicio pregătire să spună dacă acolo a fost omor cu premeditare sau nu. Bun, procurorii nu sunt buni, legiștii nu sunt buni, se vorbește despre niște experți din străinătate, experți independenți, că noi nu suntem în stare, că noi peste tot am politizat. Și noi nu putem să avem încredere în nimic din ce spune nimeni, nici în procuror, nici în judecător, nu-i așa? Să vină un expert extern. Există această posibilitate, că deja se vorbește că au fost solicitate niște expertize și că sunt în continuare audieri, inclusiv în rândul aparținătorilor. Atunci chiar ne-am face de râs. Vedeam teoria aceasta. Dar poate asta ar fi cea mai bună idee, dacă noi nu suntem în stare să trecem mai departe de pile și relații și șmecherii în sistemul ăsta, nu? Haideți să mai facem o dată pe profesioniștii, deși am zis să mă feresc de acest lucru. Am discutat cu mai mulți medici anesteziști. Că vorbește în scrisoarea aceasta de la Societatea Română de Anestezie, se spune că e normal să scazi de la 15 la 1. Da? Ei bine, am discutat cu mai mulți medici anesteziști care lucrează la firul ierbii și mi-au spus în felul următor. Începi să scazi doza de noradrenalină cu câte unitate, cu câte două, monitorizând în timpul acesta tensiunea pacientului. Și o scazi din două în două, după cum e cazul. Dacă tensiunea scade, crești doza la loc. Să afirm că de la 15 la 1 este normal să scazi noradrenalina, ar putea fi corect, dar revin la întrebarea, o adresez și domnului Bubenec și domnului Stândesc. Dacă această scădere e ok, de ce nu s-a trecut în nicio fișă, de câte ori nu s-a făcut, și cum comentează faptul că în anumite cazuri noradrenalina a fost înlocuită cu ser fiziologic? Da, ce acolo cum mai pot comenta? Ce și crezi apoi, că se va întâmpla mai departe, Cătălin? N-aș vrea să te rețin foarte mult, pentru că știu că trebuie să ajungi undeva. Ce crezi că se va întâmpla mai departe? Te-aș întreba, în special văzând un detaliu din rechizitoriu, cum că ar mai fi încă două persoane, cel puțin, care știau de această practică. O persoană care a lucrat în Spitalul Pantelimon și al cărui nume deja, un domn medic al cărui nume apare în rechizitoriu. Să ne așteptăm așadar, nu știu, la niște audieri măcar, să îi întrebe și pe ei, ca martori, ce știau despre această situație. Mai este un domn medic acolo care este medic ATI la Spitalul Militar Central, care apare acolo și acela apare în înregistrările procurorilor ca fiind un îndrumător al uneia dintre doctorițe. Am informații pe surse că pe interceptări ar mai fi căzut niște persoane care vorbeau despre mușamalizarea cazului, despre intenția de mușamalizare. Dacă este adevărat, vom vedea săptămâna viitoare. Dar dați-mi voie să mai spun un lucru. Nu este normal, chiar și la colegi de-ai noștri de presă, nu este normal să acuzăm întreaga clasă a medicilor. Sunt majoritatea lor covârșitoare, se luptă zi de zi pentru viețile noastre în cabinete și în spitale. Și nu e normal să le aducem acuze, să generalizăm. În același timp, este normal să ne așteptăm de la toți acești medici de bună credință, măcar să se abțină până când vom vedea rezultatul acestui caz, pentru a nu apărea în situația de a proteja, de a încerca să protejeze unii medici care ar putea fi și criminali. Unii, un caz, două și așa mai departe. Tocmai, sunt cazuri foarte grave și de aceea urmărim
cu toții, pentru că ne interesează pe noi toți ce se întâmplă în cazul Pantelimon și da, e un apel făcut către public foarte important din partea celui care a lansat practic acest subiect prima dată în exclusivitate. Nu faceți o generalizare, dar în același timp să ne păstrăm obiectivitatea, da, dacă se poate, și să încercăm să facem lumină în perioada următoare, să înțelegem și noi ce s-a întâmplat acolo. Îi mulțumesc foarte mult lui Cătălin Antohe.